Estimați colegi, domnul primar, doamna secretară general, vreau să introduc o notă de scepticism în prima parte a ședinței noastre de Consiliu la capitolul interpelărilor. Am mai uitat o dată, probabil că în fuga timpului de atunci nu s-a reținut. Deseori au sindagma. Cetățenii mă întreabă, cetățenii vor să știe. Spuneți-ne și nouă, câți cetățeni? 2, 3, 4, 50, 60? Pentru că eu, sincer să fiu, sunt sceptic când aud colegi care doresc să dea importanță interpelării dumnealor, aducând cu sine argumentul mulțimii. Teoria mulțimilor nu cred că trebuie să facă parte din tipul nostru de discurs. Dacă avem o întrebare, pur și simplu să o adresăm, poate să mai adăugăm și restul sintagmei că mulțim pe cetățeni stau cu nerăbdare să afle când se astupă capacele de pildă sau când se va modifica panoul cu data limitată de execuție. Și am fost interpelat de un grup de cetățeni în număr de 1, care a dorit să știe ce urmează să se amplaseze pe platoul ansamblului arhitect-sculptural de scoala de la 1907. Și am spus grupului de cetățean despre ce este vorba și am înlămurit povestea. Mulțumesc!